M-am reîntors la dumneavoastră. Voi continua partea a doua a oului croșetat, care, după cum vedeți, are o mărime considerabilă, chiar și pentru faptul că eu am lucrat cu un fir un pic mai gros. Dumneavoastră puteți lucra într-un fir mai subțire și, bineînțeles, că oul dumneavoastră va avea o dimensiune mai mică. În afară de materialele pe care vi le-am prezentat la începutul, în primul tutorial, de fapt, nu avem nevoie de nimic altceva. Cu același tip de fir, de macrame și cu același croșet, 2,10 mm, eu voi începe partea a doua a oului, care este identică cu prima. Însă, de data aceasta, vom începe pe un număr mai mic de ochiuri. În cercul magic vom face un număr de 16 piciorușe scurte. Avem primul și vom continua până la 16. 2, 3, 4. Vom continua singure și ne întâlnim la capătul acestor 16 piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului, să spunem așa. Am lucrat cele 16 piciorușe scurte. Am închis cercul magic și vom închide cu fir alunecat în primul picioruș scurt. Așa. Și de acum vom continua. 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi lua firul odată pe croșet, voi intra în următorul picioruș, voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare și vom continua să formăm, scuzați, grupele de câte două piciorușe duble și separate de două ochiuri de lanț. De data aceasta vom avea un număr de 8 grupe de câte două piciorușe și în felul acesta vom încheia primul rând. Oricum, acum v-ați obișnuit un pic cu modelul, vă va fi mult mai ușor să lucrați partea a doua. Eu, pentru că nu am produsul finit, lucrez odată cu dumneavoastră. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului când vom termina aceste grupuri. Am ajuns la capătul rândului, am făcut și cele două ochiuri de lanț de separare. Voi închide în cel de-al treilea picioruș de la începutul acestui rând, apoi cu picioruș alunecat mă voi îndrepta către spațiul format din cele două ochiuri de lanț. Am ajuns aici. Acum voi lucra trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Cel de-al doilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare și, din nou, în interiorul aceluiași spațiu, două piciorușe duble. După care ne vom îndrepta în spațiul următor și vom repeta din nou două piciorușe duble. Am tendința mereu să mă trag către partea dreaptă, vă rog să mă scuzați. Deci două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble în interiorul aceluiași spațiu. Și în felul acesta vom termina și acest rând. Deci în interiorul fiecărui spațiu vom lucra două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului, voi închide din nou cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi din primul picioruș. Din nou cu fir alunecat mă voi îndrepta către spațiul format din cele două ochiuri de lanț și vom continua lucrând. Trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu.
Voi continua cu cel de-al doilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț, alte două piciorușe duble în interiorul aceluiași spațiu, 1, 2. De data aceasta, între aceste segmente vom face un ochi de lanț de separare și vom trece în următorul spațiu lucrând în același mod, două piciorușe duble, să-mi iau mai mult fir pe deget. Două ochiuri de lanț, 1, 2, urmat de alte două piciorușe duble. Un ochi de lanț de separare și vom continua în fiecare spațiu din cele două ochiuri de lanț să lucrăm același segment. Nu uitați de ochiul de lanț de separare între segmente, iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului, am făcut ochiul de lanț de separare, voi intra în cel de-al treilea ochi din primul picioruș, voi închide cu fir alunecat. După care, cu fir alunecat, mă îndrept către cel de-al doilea picioruș. În corespondența acestuia, de acum voi face 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi intra în spațiul format din cele două ochiuri de lanț și voi lucra ca și până acum. Două piciorușe duble. Am învățat modelul deja pe de rost. Două ochiuri de lanț. În interiorul aceluiași spațiu, alte două piciorușe duble. Vom continua cu un picioruș dublu în următorul picioruș dublu din rândul anterior. Un ochi de lanț de separare, firul pe croșet, deci nu uitați, sărim primul picioruș dublu, vom intra în cel de-al doilea. Lucrăm un picioruș dublu în interiorul arcului. Două piciorușe duble. Două ochiuri de lanț. Două piciorușe duble. Cel de-al treilea picioruș dublu în corespondența următorului picioruș. Deci acum avem câte 3 piciorușe duble de o parte și de cealaltă, separate de cele două ochiuri de lanț. Între segmente, un ochi de lanț de separare. Acum voi face ochiul de lanț de separare și vom continua în același mod ca și până acum. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului, voi face ochiul de lanț de separare și voi închide rândul în cel de-al treilea ochi din primul picioruș. De acum ne deplasăm către piciorușul următor. Vedeți, acum avem trei piciorușe. Noi ne vom deplasa cu fir alunecat în corespondența celui de-al doilea picioruș și aici vom începe. Trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, în următorul picioruș din rândul anterior un picioruș dublu, iar acum vom intra în corespondența arcului format din cele două ochiuri de lanț și vom lucra exact ca și până acum. Două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, două piciorușe duble, un fir foarte greu de lucrat, după care voi face câte un picioruș dublu în corespondența următoarelor două piciorușe. În felul acesta, deja înmulțim, facem ochiul de lanț de separare și, după cum vedeți, de o parte și de cealaltă avem 4
piciorușe duble și patru, separate de două ochiuri de lanț. Când vom începe următorul segment, vom intra direct în cel de-al doilea picioruș. Deci, primul îl sărim, vom intra direct în cel de-al doilea. Vom face un picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu. Voi intra în corespondența arcului format din cele două ochiuri de lanț. Lucrăm ca și până acum. Două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, două piciorușe duble, și voi continua cu alte două piciorușe duble în următoarele două. Deci vom avea pe fiecare segment un total de 8 piciorușe duble separate pe mijloc de două ochiuri de lanț, iar între segmente un ochi de lanț de separare. În felul acesta vom continua întreg parcursul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând, voi face ochiul de lanț de separare, voi închide în cel de-al treilea ochi din primul picioruș cu fir alunecat și mă voi îndrepta către cel de-al doilea picioruș din acest grup de 4. Deci vom continua să mulțim numărul de piciorușe duble. Acum voi face 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, în următorul picioruș dublu, din nou un picioruș dublu, în următorul picioruș dublu, un nou picioruș dublu, iar acum am ajuns din nou în corespondența celor două ochiuri de lanț, unde vom lucra ca de obicei, două piciorușe duble. Sper că nu mă deplasez din nou spre dreapta. Două ochiuri de lanț și din nou în interiorul aceluiași spațiu două piciorușe duble, 1, 2 și vom continua cu 3 piciorușe duble în următoarele 3 piciorușe din rândul anterior. Avem 1, 2, cel de-al treilea. Voi face ochiul de lanț de separare. Firul pe croșet voi intra în corespondența celui de-al treilea picioruș din următorul segment. Voi lucra 3 piciorușe duble. Trei piciorușe duble. În interiorul arcului din cele două ochiuri de lanț voi face două piciorușe duble. 1, 2, două ochiuri de lanț, din nou două piciorușe duble. 1, 2. Voi continua cu 3 piciorușe duble în următoarele 3 piciorușe din rândul anterior. 1, 2 și cel de-al treilea. Un ochi de lanț de separare. După cum vedeți, acum avem un segment format din 10 piciorușe duble separate în mijloc de două ochiuri de lanț. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând. Voi face ochiul de lanț de separare. Voi închide în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat sau cu picioruș alunecat. Cu piciorul alunecat mă voi îndrepta către cel de-al doilea picioruș dublu din rândul anterior și voi face 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet voi intra în următorul. Voi face
face din nou un picioruș dublu. Avem două până acum. Două. Cel de-al treilea. Cel de-al patrulea picioruș dublu. Acum vom intra în corespondența arcului format din cele două ochiuri de lanț și vom lucra ca de obicei, două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble, după care vom continua cu piciorușele duble din afara arcului. Avem 1, 2, 3, cel de-al patrulea, voi face un ochi de lanț, după care începem din nou, din cel de-al doilea picioruș, din următoarea secvență, 1, 2, 3, 4, în interiorul arcului, 5, cel de-al șaselea, deci avem o grupă de 6, două ochiuri de lanț de separare, în interiorul arcului, din nou două piciorușe duble, vom continua cu celelalte 4 care urmează, 1, 2, 3, cel de-al patrulea și ochiul de lanț de separare cu care vom intra în următorul segment. Deci, în acest nou rând vom avea segmente formate din 12 piciorușe duble separate la mijloc de două ochiuri de lanț, 2, 4, 6, două ochiuri de lanț și următoarele 6. Vom continua pe întreg parcursul rândului, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la sfârșitul acestui rând, voi face ochiul de lanț de separare, voi închide în cel de-al treilea ochi din primul picioruș și cu fir alunecat mă voi îndrepta în cel de-al doilea picioruș de răbdare. Acum voi face 3 ochiuri de lanț și voi continua lucrând piciorușe duble în următoarele piciorușe. Deci, în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior, vom face un picioruș dublu. Sper că mă vedeți. Acum am ajuns din nou în corespondența celor două ochiuri de lanț și vom lucra, așa cum v-ați obișnuit deja, două piciorușe duble. Două ochiuri de lanț de separare, alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu, și vom continua cu 5 piciorușe duble în următoarele 5 piciorușe din rândul anterior. 1, 2, 3, 4, cel de-al cincilea, 1 ochi de lanț de separare, firul pe croșet și ne îndreptăm către următorul segment. Vom intra în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu din rândul anterior și lucrăm. 1, 2,
4, 5, în corespondența celor două ciuri de lanț, două piciorușe duble și vom face deci un total de 7 pe o parte, două ciuri de lanț de separare, să-mi prind mai mult fir pe deget. Pot lucra cum lucrează italiencele. Două ochiuri de lanț în corespondența aceluiași spațiu. Și voi continua cu următoarele 5. Deci vom avea din nou și pe această parte un total de 7. Un ochi de lanț de separare și deci pe fiecare segment în acest moment avem un total de 14 piciorușe duble separate în mijloc de două ochiuri de lanț, 7 pe o parte, două ochiuri de lanț, 7 pe cealaltă. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul acestui rând, iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns din nou la capătul rândului, voi face ochiul de lanț de separare, voi închide în cel de-al treilea ochi din primul picioruș, așa cum deja v-ați obișnuit, voi trece cu fir alunecat în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu din rândul anterior, voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, și voi continua cu piciorușe duble. Sper că se vede. Să-mi iau mai multă ață pe deget, să pot lucra fără să mă mișc prea mult. Continuăm cu piciorușe duble. Până când vom ajunge din nou în corespondența celor două ochiuri de lanț. Am lucrat un pic mai strâns acest rând și aici, ca de obicei, vom face două piciorușe duble. Două ochiuri de lanț de separare, alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Vom continua cu piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Când am ajuns în corespondența celui de-al șaptelea picioruș, luăm firul pe croșet, vom intra în corespondența acestuia, vom face piciorușul dublu, însă îl vom închide doar pe jumătate, avem două fire aici, firul pe croșet, vom intra în următorul picioruș dublu. Voi face o jumătate, deci voi închide doar pe jumătate piciorușul dublu, acum le închid pe toate trei împreună și voi continua cu piciorușe duble. Le vom închide în mod normal. Vă amintiți că în acest mod am lucrat și
partea de desubt a oului, doar că diferența este că aceasta este un pic mai mică. Corespondența celor două ochiuri de lanț, repetăm, două piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, două piciorușe duble. Continuăm cu piciorușe duble în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior, până când vom ajunge la ultimul. Felul acesta strângem un pic această parte a oului. Acum am ajuns în corespondența ultimului picioruș dublu din rândul anterior. Voi face doar un picioruș dublu, nu-l voi închide de tot. Firul pe croșet voi trece în următorul spațiu. Voi închide din nou doar pe jumătate piciorușul dublu și le voi închide toate împreună. În felul acesta vom lucra de jur împrejur. În corespondența fiecărui spațiu de aici, noi vom face piciorușele duble închise împreună. Ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns în corespondența ultimului picioruș dublu. Aici unde vom face piciorușul dublu, dar nu îl vom închide de tot, doar pe jumătate, firul pe croșet, voi intra în piciorușul din următorul spațiu, îl voi închide tot așa pe jumătate, apoi toate trei piciorușele le vom închide împreună, iar lucrarea o voi închide cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi din primul picioruș al acestui rând. De acum urmează să facem, voi face un ochi de lanț și în corespondența fiecărui picioruș vom face câte un picioruș scurt. Am lucrat foarte strâns, de obicei eu lucrez strâns și uitați-vă cât de greu intră croșetul. Facem piciorușe scurte până când vom ajunge în corespondența celor două ochiuri de lanț. Odată ajunse în corespondența celor două ochiuri de lanț, vom face și aici două piciorușe scurte. După care vom continua cu piciorușe scurte. Vă amintiți modul în care am lucrat la prima parte, partea de desubt a oului. În același fel procedăm și aici. Continuăm cu piciorușe scurte. Acum am ajuns în corespondența celor trei piciorușe, de fapt două piciorușe duble din rândul anterior. Ce se întâmplă? Un picioruș înainte de acestea. Voi lua odată firul pe croșet și voi face un picioruș scurt. Voi ține firul pe croșet, voi intra în corespondența acestor două piciorușe închise împreună, nu voi închide piciorușul scurt, voi intra în corespondența următorului picioruș dublu, vedeți, am trei fire pe croșet,
le voi închide pe toate trei împreună, după care voi continua. Piciorușe scurte. Aici voi insista pentru a vedea bine ceea ce realizăm. Piciorușe scurte. În corespondența celor două ochiuri de lanț voi face două piciorușe scurte, 1, 2. Voi continua cu piciorușe scurte. Apropii din nou de acel spațiu unde trebuie să închidem piciorușele scurte împreună, deci am 1, cel de-al doilea, țin firul pe croșet, voi intra în următorul și le voi închide pe toate trei împreună, după care voi continua cu piciorușe scurte. Deci, cred că ați văzut bine modul în care procedăm. Vom continua singure și ne vom întâlni la capătul rândului, după care vom începe partea de jos, baza pe care va fi așezat oul. Ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul ultimului rând. Voi intra și voi face ultimele piciorușe scurte, dacă le putem numi așa. Le vom uni pe toate trei împreună, iar în primul picioruș scurt de la începutul rândului vom închide cu fir alunecat. Și astfel am încheiat și partea a doua a acestui frumos proiect. Vom ascunde capetele de fire, bineînțeles, vom închide aici mai bine cercul magic. Capetele de fire le ascundem așa cum doriți dumneavoastră, fie cu acul, fie cu croșetul, cum fac eu. După care vom trece să executăm suportul, partea de desubt a oului, partea pe care vine acesta așezat. Voi scurta acest capăt de fir de aici. Voi ascunde și capătul acesta. Dumneavoastră puteți folosi acul dacă vă este greu cu croșetul, mai ales pentru doamnele începătoare. Eu sper că am fost destul de coerentă și ați reușit să înțelegeți modul în care se lucrează acest frumos ou. Așa cum vă spuneam la începutul primului tutorial, proiectul în sine nu mi-aparține, l-am tradus, nu era în limba română. Și am terminat și cealaltă parte a oului. Acum, ceea ce va urma va fi ca dumneavoastră să umflați un balon în forma unui ou, să apretați fie cu amidon, fie cu gelatină și să fixați aceste două jumătăți să se usuce. Pe ou nu uitați să puneți acea peliculă de plastic care se folosește în bucătărie pentru a nu se lipi de balon, pentru că atunci vom ruina toată lucrarea. Un alt sfat pe care vi-l dau: în momentul în care veți pune la uscat lucrarea, să întindeți bine, să trageți bine de aceste colțuri.
pentru că altfel oul va ieși rotund, nu va mai avea formă de ou. Deci capetele le veți trage bine și le veți întinde bine. Acesta este valabil pentru amândouă părțile, componente ale oului. Apoi, în momentul în care totul este uscat, vor veni lipite unul de celălalt. Acum eu voi începe partea de jos, suportul, așa cum vă spuneam. Voi face aici un prim ochi de lanț și voi lucra un număr de 11 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, scuzați un pic. Vom continua. Am făcut 11 ochiuri de lanț. Acum, începând de la ochiul de lanț care îl avem pe croșet, numărăm 1, 2, 3, vom intra în cel de-al patrulea. Avem deja un picioruș dublu. Apoi am făcut pe cel de-al doilea. Voi sări 1, 2 ochiuri de lanț, voi intra în cel de-al treilea și voi face 2 piciorușe duble. 1, 2, 2 ochiuri de lanț și alte 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu, în corespondența aceluiași picioruș. Firul pe croșet, voi sări din nou 1, 2 piciorușe, voi face un picioruș dublu, iar în următorul ochi voi face din nou un picioruș dublu. Aici ceva am greșit. O să mă întorc înapoi. Se întâmplă și la case mai mari, să știți. Nu sunt eu prima și nici ultima. Se întâmplă. Așa, uitați-vă acum. O iau de la capăt. Sunt cele 11 ochiuri de lanț. Numărăm 1, 2, 3. Vom intra în cel de-al patrulea. Și avem un picioruș dublu, iau firul pe croșet, intru în următorul picioruș, îl voi face pe cel de-al doilea picioruș dublu, firul pe croșet, voi sări 1, 2 ochiuri de lanț, voi intra în cel de-al treilea și aici voi lucra 2 piciorușe duble. Vă rog să mă scuzați că am greșit. Sunt și foarte obosită. Am făcut 2 ochiuri de lanț de separare, iar acum în același ochi de lanț voi face din nou 2 piciorușe duble. Firul pe croșet, voi sări din nou 1, 2 ochiuri de lanț, voi intra în cel de-al treilea și voi face un picioruș dublu. Aici un pic m-am bâlbâit la urmă, iar în ultimul ochi de lanț voi face cel de-al doilea picioruș dublu. Cer scuze, însă, așa cum v-am spus, sunt foarte obosită. Acum voi face 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi întoarce lucrarea în corespondența piciorușului dublu din rândul anterior. Voi face cel de-al doilea picioruș dublu.
firul pe croșet voi intra în spațiul format din cele două ochiuri de lanț și voi face două piciorușe duble. Două ochiuri de lanț și în același spațiu alte două piciorușe duble. După care, în corespondența celor două piciorușe duble din rândul anterior, voi face câte un picioruș dublu. 1, cel de-al doilea, și din nou 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu și vom repeta în felul acesta. Spațiu de 2 ochiuri de lanț vom face din nou 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, 2 piciorușe duble. Iar în corespondența piciorușelor duble vom face câte un picioruș dublu. Deci, practic, aceasta este 3 ochiuri de lanț, lucrare de bază, întorc lucru, un picioruș dublu în corespondența celui de-al doilea, repet o dată. Va trebui să facem așa pentru înainte și înapoi mergând cu acest model, pentru o lungime de cuprinsă între 10 și 12 centimetri. Eu cred că 12 centimetri vor fi destul. Apoi această parte, așa cum spuneam, va trebui apretată și ea în momentul în care vom termina de lucrat aceste rânduri. Vom închide lucrarea, vom pune în două și vom închide cu fir alunecat, după care, pentru a le apreta, le putem pune foarte bine apretate, fiind deja a se usca pe un borcan, pentru a-i da forma rotundă și borcanul, așa cum am spus și la balon, trebuie să fie protejat de pelicula transparentă. În felul acesta mai ușor vom desprinde lucrarea. Vă rog să mă credeți că sunt într-adevăr foarte obosită. Două ochiuri de lanț, alte două piciorușe duble, voi repeta în felul acesta. Apoi piciorușe duble, cele două piciorușe duble. Mă odihnesc foarte puțin și acum sunt și preocupată pentru situația care s-a creat, pentru că locul de unde provin eu este foarte aproape de prut. Familia mea, copiii mei sunt acolo, nepoții. Gândul meu este la ei. În caz de un conflict armat, ar fi pe linia frontului. Și sunt foarte preocupată, nici nu reușesc să mă odihnesc. Să sperăm că totul va fi bine, la pacea, că pacea va fi cea care până la urmă va fi învingătoare. În felul acesta, vorbind, continuăm lucrarea. După care voi beneficia de un pic de riposo, de odihnă.
de obicei, tutorialele eu le lucrez dimineața foarte devreme. Astăzi dimineață, la 3 și jumătate, am început prima parte a acestui ou. Acum este seară și pentru că durează foarte mult până când încarc tutorialele, am decis să lucrez în seara aceasta, chiar dacă oboseala începe să-și spună cuvântul. Însă vreau să termin acest proiect care, așa cum vă spuneam, a fost cerut de către dumneavoastră. În același timp, vreau să mulțumesc tuturor pentru vizualizări, pentru comentarii, pentru cuvintele frumoase pe care mi le adresați. Vreau să mulțumesc de asemenea lui Andreea și Răzvan, care sunt susținătorii mei, tati și fetița, Painting Lovers, Bogdan Șoferu. Nu credeam că în lumea youtuberilor se pot găsi persoane atât de agreabile, atât de plăcute, persoane care nici măcar nu le cunoști, dar te susțin, te încurajează. Sunt foarte fericită că am cunoscut aceste persoane. Sunt persoane deosebite. Alina din Germania, Andreea Viață de mămică, este Petri. O să mă am, acum îmi scapă exact numele, care are un canal de YouTube cu muzică populară. În următorul tutorial voi scrie exact numele lor și cine dorește se poate înscrie. Persoane deosebite, persoane care te ajută fără niciun interes, exact cu același suflet mare, suflet de aur, precum cel al doamnei Alisa Hârcan, pe care o respect, pe care o stimez foarte mult pentru ceea ce lucrează, dar mai ales pentru sufletul mare pe care îl are. Este o persoană care te ajută necondiționat. De la ea am învățat câteva lucruri foarte importante și pe această cale țin să-i mulțumesc din nou, așa cum țin să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor celor care sunteți alături și prin cuvintele frumoase, prin like-urile dumneavoastră îmi dați forță și curaj să merg mai departe, să lupt pentru un ideal, să spunem așa, pentru că de acum este un ideal, dar pentru care eu lupt cu plăcere. De foarte multe ori, lucrând aici, uit noțiunea timpului. Când mă uit la ceas, este deja târziu. Uneori nici nu cred că timpul zboară atât de repede. Vom continua cu lucrarea noastră singure, iar când vom ajunge la capătul rândului, voi închide
în modul în care dumneavoastră să puteți vedea modul în care vom executa această și această parte. Vom continua să lucrăm singuri, acum ați prins modul în care se lucrează. Foarte simplu. După care, în timp ce, pentru a continua un pic, în timp ce lucram la acest proiect, mi-a venit o idee și cred că o voi pune în practică. Un nou tutorial. Inspirat de acest model și care va fi foarte, foarte adaptat să stea alături de acest ou minunat, alături de acest proiect. În general, așa cam ar trebui să facem un număr de 26 de rânduri, în felul acesta. Acum, de adevărat, vom continua singure și ne vom întâlni pentru a închide și suportul oului. Deci vom continua singure. Am lucrat exact 26 de rânduri. Acum voi pune lucrul în două și cu croșetul voi intra în corespondența fiecărui picioruș și voi face picioruș alunecat, fiind atente să prindem atât piciorușul dintr-o parte, cât și pe cel din cealaltă. În felul acesta vom închide și această parte a lucrării. Deci vor fi doar piciorușe alunecate. Vom fi atente. Felul acesta. Chiar dacă tutorialele au fost lungi, eu neavând produsul final realizat prima, a trebuit să fac și cea de-a doua parte, însă în felul acesta și dumneavoastră ați observat mult, mult mai bine modul în care se execută. Vă rog să mă scuzați dacă uneori mi se încurcă limba, sunt extrem de obosită, sincer vă spun, și uitați-vă că încet, încet ajungem la sfârșitul acestei minunate lucrări. Eu sunt foarte încântată de ceea ce am reușit să realizez. Sunt încântată că reușesc să fac față cerințelor dumneavoastră. Capetele de fire apoi le vom ascunde și în felul acesta să mulțumesc dumneavoastră, doamnele care sunteți abonate pe canalul meu de YouTube. Apoi, bineînțeles, eu distribui aceste tutoriale și pe grupul meu de Facebook, în caz că cineva nu știe, grupul se numește Tatiana Croșeta și prietenele ei. Cine dorește să fie membru al acestui grup, este întotdeauna binevenit. Acolo vă puteți expune lucrările, acolo
Fiecare lucrare este apreciată. O dată pe săptămână, sâmbătă, este concursul pentru schimbarea copertinei grupului. Apoi, duminica este zi de vânzări în care puteți expune lucrările dumneavoastră și cei amatori vă pot contacta în privat pentru a negocia prețul la lucrările pe care le efectuați. Acesta este și suportul, așa cum vă spuneam, în momentul în care îl veți apreta, îl veți pune pe un borcan ca să aibă forma perfect rotundă. Și apoi oul, partea cea mai mare va veni dedesubt, iar cea mai mică va veni deasupra. Voi lăsa un pic camera în jos, chiar dacă nu este apretată, așa să vă fac o imagine de ansamblu, să vedeți cam cum se prezintă. Voi încerca să fac în modul în care să puteți vedea un pic. În momentul în care eu voi apreta lucrarea, mă voi întoarce la dumneavoastră cu produsul finit și vom face cum să spun, un aranjament. Voi încerca să îndrept camera un pic în felul acesta, chiar dacă mi se vede acolo pe birou. Deci acesta apoi va veni lipit deasupra. Nu reușesc să prind mai mult, am lăsat camera jos cât am reușit, însă mă voi întoarce cu produsul final și apoi vom face aranjamentul din interiorul acestuia. Sunt Tatiana Andrieș, vă salut, nu astăzi, vă salut mâine. Am început să lucrez miercuri și termin joi. Deci deja este joi la mine. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă mulțumesc din nou și vă aștept alături de mine cu noi tutoriale care poate vă vor încânta privirea și vă vor stârni interesul. Atât am vrut să vă spun. Noapte bună tuturor! La revedere!